Joe Biden se află în Europa pentru summitul NATO de la Vilnius. Prima oprire a președintelui Statelor Unite este la Londra, unde se întâlnește astăzi la Castelul Windsor cu regele Charles al III-lea pentru o discuție despre schimbările climatice. Mai dificilă se anunță întâlnirea cu premierul Rishi Sunak, a cincea în ultimele luni. Liderul guvernului Marii Britanii a criticat deja voalat Statele Unite pentru decizia de a trimite Ucrainei muniție cu fragmentație. Este doar primul aliat care nu susține decizia Washingtonului. La summit se anunță însă discuții și mai dificile pentru Joe Biden. Este de altfel și o ocazie să le arate americanilor că merită al doilea mandat la Casa Albă, pentru că el deține în continuare inițiativa la nivel global, nu rușii și nu chinezii.